Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Invitata noastră este Ziana Pop, cunoscută înainte de 89 ca scriitoare, iar după 89 mai ales ca autoarea unei lovituri de presă, numită Formula AS. Cum duceți în spate, doamnă Ziana Pop, povara unui asemenea succes? Nu simt că este un succes. Simt doar povara muncii. Deci în spatele acestui succes, cum spuneți dumneavoastră, se află o muncă îngrozitoare. Deci, practic, ăsta este mare succes al vieții mele, faptul că m-am putut determina să stau pe scaun vreme de 12 ani, de la ora 9 dimineața până la ora 1 noaptea, fără niciun fel de vacanță. Deci, este performanța unei munci titanice, e adevărat făcută cu mare plăcere, deci trebuie să recunosc că sunt un pătimaș al muncii, cred că pentru viața mea, asta a fost lucru definitoriu. Munca. Îmi place că zice sunt un pătimaș al muncii și nu sunt o pătimașă a muncii. Trebuie să ne dea de gândit. Da, de obicei, marile succese sunt de bărbați raportate. Da. Cer masculinul. Da. Greu să acceptă că o femeie ar putea ajunge și ea pe vârful profesionalismului. Dumneavoastră, cu multă discreție, suportați situația asta de om care e autorul, repet, al unei performanțe. Și în fond, ce înseamnă performanță? Tiraj mare, nu? Revista Formula AS are un tiraj mare. Cât de mare? Este un tiraj comandat, ceea ce e foarte important. Deci noi tragem atât cât ne cer difuzorii, niciun exemplar în plus. Un tiraj care variază între 300, 350, 70 de mii de exemplare. Mai există la ora asta în România vreo revistă care să aibă peste 350 de mii de exemplare? Nici vorbă. Deci toate cotidianele noastre se plasează sub 200 de mii de exemplare, iar săptămânalele, din păcate, în România au dispărut. E limpede că e o revistă de autor. O revistă de autor cu o echipă. Revista, ziceam, e făcută după structura dumneavoastră, care e o structură eminamente tonică. Noastră iradiați un aer sportiv, firesc, aveți o naturalețe debordantă. Sper să fie stilul așa, Ziana Pop. Naturalețe, sportivitate, ofensivă. Și apropo de asta, am văzut că titlul volumului dumneavoastră de debut, un volum de schițe, apărut în 66, era Nu te lăsa niciodată. Și m-am gândit să vă propun tema discuției, sau motoul discuției, sau linia directoare a discuției noastre, să fie tocmai asta, Nu te lăsa niciodată. A avut Ziana Pop, așa ar suna întrebarea, adeseori în viață motive să se lase, evident doborâtă de viață, sau nu? Efectiv, viața mea a fost o cursă cu obstacole, doar că având natura asta într-adevăr stenică, deci sunt un om optimist, un om care întotdeauna vede paharul jumătate gol ca fiind jumătate plin, și asta m-a ajutat enorm să depășesc obstacolul despre care vreau să vă vorbesc. Și pe care niciodată nu le-am simțit ca pe niște obstacole. Dar deci ca pe am ce? Izbutit să le transform în niște etape importante ale vieții mele, din care am tras învățăminte, întotdeauna pozitive, și care m-au ajutat să merg mai departe. Bun. Primul obstacol în viața Ziana Pop, care a fost? Prima mare suferință a copilăriei mele, primul handicap real, a fost atunci când părinții mei au fost arestați. Deci eram foarte mici când părinții noștri au fost arestați și când am rămas doar în grija bunicii. Părinții noștri? Am o soră mai mică decât mine, deci eram niște copile în clasa a treia, a patra. Tot când, blondă? Da. Tot profesionist al scrisului? Da. Este o eminentă profesoară de limba germană, a lucrat la liceu german din București, Rodica Demian. Acum mi-e colegă. Am tras foarte mult de asemenea la revistă, din cauza că aș fi avut nevoie de-o și am nevoie de-o germanistă. Deci noi lucrăm foarte mult pe spațiul presei germane și ea este o eminentă traducătoare. Și v-ați adus sora în echipă. Da. Aveți și alte rude în echipă? Cum să nu? Băiatul meu, Andrei Cheran, care este... Sigur, care câți ani are? Are 27 de ani și care este mâna mea dreaptă, este consilierul meu cel mai important. El ce a studiat? Stă deoparte, nu iese în față, este un om de mare delicatețe, a terminat jurnalistică, deci este specialist, ca să spun și așa. Și e consilierul din umbră. Da, este un om cu mult gust. Sunt fericită, sper că în curând să pot să-i las revista pe mână. Plecasem de la personajul sorei. Da, deci plecasem de la copilăria noastră, când amândouă am rămas, deci fără părinți. Când părinții noștri au fost arestați. Unde era? Se întâmpla la Brașov, tatăl meu era directorul unui mare ziar
din Brașov, ziarul Tribuna, era un cotidian, era cotidianul emigrației românești transilvane din nordul Transilvaniei, era după căderea Ardealului, după 39, când tata a mutat ziarul Tribuna de la Cluj, unde a scotea Gârbiceanu, la Brașov, unde a devenit el director, proprietarul ziarului. Deci gazetăria e o tradiție de familie, nu este. Sunteți prima generație de gazetari. Nu, tata a fost un gazetar cu adevărat mare. Tata era prima generație? Tata era prima, da. Bunicii mei au fost învățători. Deci în pușcăria din Brașov era compartimentul femeilor sus la etaj. Etajul trecea peste zidul care înconjura închisoarea, care era cu sârmă ghimpată și unde erau patru patrule la cele patru colțuri. Și unde mama, din când în când, cu participarea unei gardiențe mai omenoase, pe care o plăteau pentru asta, o plăteam beata bunica mea din amărâta aia de pensie de 100 de lei, îi dădea voie ca mama să apară la fereastră, legată la cap cu o băzmăluță roșie. Cum și locuința noastră și școala erau foarte aproape de închisoare în Brașov, deci după ce plecam de acasă, după să spunem 700 de metri, dintr-o dată era o alee puțin mai înaltă cu castan, de pe alee mama era vizibilă în fereastră. Deci o vedeam până dădeam colțul către școală, cum stângeam și așteaptă. Legată la cap cu roșu, venea, dispărea, era ca un lampion care focaliza. Eram nu vă făcea niciun semn. Nu se putea, dar noi eram, practic așa ne începea ziua. Era ca un fel de rugăciune, era mama în fereastră. Deci mergeam la școală și cum clasa în care învățam, clasa întâi, era chiar cu fereastra către pușcărie, deci doamna Iancu, învățătoare, memoria ei fine, da, a murit, binecuvântată, o femeie cu totul și cu totul excepțională, deschidea fereastra clasei, mama apărea în partea dinspre liceu a închisorii și făcea semne că sunt o copilă bună, că învăț bine, să fie liniștit și dădea voie să mă și vadă puțin cum stau în bancă. Deci lucrurile astea, văzute din afară, pot părea de un dramatism înfiorător. Dar, și chiar și sunt. Și dar atunci sunt. Vi se păreau pline de ce? Aveau un mister al lor? Nu era atât suferință cât era... deci toată povestea asta a dezvoltat în noi un atașament nebun al nostru, în primul rând, ca surori, a unei față de celălalt, față de bunica. Deci a început o iubire imposibilă. Deci atunci am început să ne iubim între noi și să iubim, și părinții să ne iubim, supradimensionat. Și atunci ați început să fiți o luptătoare. Și atunci am început să fiu o luptătoare, am simțit dorința să-i fac cândva mamei dreptate, adică să o răscumpăr pentru suferința ei. Da, și am văzut că volumul noastră de proză, care a avut în epocă mare succes, Serenada la trompetă, e dedicat mamei. Da. Mamei mele, doamna Lollipop. Așa sună dedicația. Da, pentru că a fost era primul o doamnă. Gest prin care i-ați făcut mamei dreptate. Da, da, da. Prin care am făcut dreptate și pe care i-a meritat cu prisosință, pentru că a fost un înger păzitor. A fost tot timpul în ce am făcut în spatele meu. A fost marea zestre a vieții mele. Și ați spus nu m-am despărțit niciodată mama de mama era o doamnă. Era cu adevărat o doamnă. În primul rând că era de o mare frumusețe. Mama a fost una dintre marele frumoase ale Ardealului. A fost Miss Maramureș, Miss Singhetul Marmației. A făcut scoala Singhetul Marmației. Era superbă. Era în genul Marlene Dietrich, adică era subțire, așa cu niște... Era absolut extraordinar de frumoasă. Mama Zoană călărea îmbrăcată în rochii negre, curgeau rochile peste cal, bunicul fusese destul de bogat și... Acțiunea se petrece înainte de război. Înainte de război, bineînțeles. Înainte și pe urmă de ce a ajuns la pușcărie? Păi din cauza tatălui meu, care fiind un împătimit ziarist ardelean, deci a fost o campanie foarte puternică pentru recuperarea Ardealului, anti-maghiar, deci bunicul din partea mamei, Paul Lupan, fusese învățător în Baia Mare, era memorandist, fusese condamnat la moarte, închis la Seghedin, a fugit cu ajutorul unor simpatizanți îmbrăcat în haine de femeie și după aceea a fugit din închisoare. Din închisoare. Da, deci întâmplări... Întâmplări elocvente și din alte puncte de vedere, pentru că temperamental vorbind, sigur, în arborele dumneavoastră genealogic, trece o sevă revoluționară. Da. Așa este. Deci sunt conștientă că moștenesc într-un tot înaintaș. Deci îmi recunosc bunicii, pe bunicul din partea mamei, în pasiunea asta mea, în frica de a... Sunt o luptătoare. Nu mi-e frică deloc să lupt. Nu mi-e frică... Ba chiar vă place. Nu știu dacă îmi place, dar am atât de puternic simțul dreptății încât pur și simplu nu rapt să se întâmple lângă mine ceva nedrept și să nu intervin. Iar dacă intervin, mă duc până la capăt luptei, orice ar fi. Mă tem de faptul că sunt o fire destul de exuberantă, sunt un om
ușor exaltată adeseori. Multe. Deci am un mod de a mă uimi și de a mă bucura de lucruri, poate excesiv. E atunci... foarte bine. Fiți exaltată. E o bucurie să mai vezi într-o lume de blazați și un om exaltat. Sunt un om bucuros de viață. Mă bucur că începe ziua, mă bucur, îi mulțumesc Dumnezeu că îmi dorește o nouă zi, că văd iarăși lumina. Deci asta e secretul formulei azi. Da, și cred că și secretul vieții mele. Deci dacă aceste lucruri le-am depășit, care au fost, vă spun, astea sunt toate lucrurile pe care le poți gândi abia ulterior poți teoretiza o existență. Atunci când o trăiești, deși în perioada aia nu simțeam că este nedreptate. Deci atunci era pur și simplu întâmplarea vieții. Era o mare nenorocire care venise peste noi, prin care treceam cu capul sus, deci fără să ne umilim în niciun fel. Amândouă am învățat extraordinar la școală. Am fost niște copii străluciți. Tocmai de asta? Nu tocmai de asta, ci din cauza că așa ne făcuse Dumnezeu, așa ne crescuseră părinții. Deci, tocmai ați fi învățat oricum și dacă ați fi avut părinții acasă. Totuși, în timp, pentru că biografia mea a avut și alte etape dramatice, mi-am dat seama că singura mea șansă este să învăț. Nu, și încă ceva mai era, cred. Că învățând, simțeați că îi faceți mamei dreptate. Da, într-adevăr, bucuria ei uriașă am fost noi. Deci fetele ei au fost mare bucurie. Toate micile noastre victorii, că luam 10 la școală, câștigam un concurs de schi sau de gimnastică sau sora mea de basket, pentru mama era marea împlinire a vieții. Fetele mamii, pupicele mamei, așa mi-a spus. Pupicele mamei. Dumnezeu să o odihnească, a murit. O femeie absolut extraordinară. A prins formula azi? Cum să nu? Altă mare bucurie a vieții ei, poate că mai mult decât mine s-a bucurat de ea. Eu fiind prea în sos, deci când ești în fier, acolo în ala care fierbe... Nu mai realizezi. Nu, nici mirosul, nici... Ești acolo înăuntru și nu-ți dai seama. Pe când mama, ea venea prima cu ziarul și era așa nemai. Așa că i-ați făcut mamei cu prisosință dreptate. Aveți sentimentul ăsta că i-ați făcut dreptate, deci, până la capăt? Sub acest raport, da. I-am făcut nedreptate din cauza că nu i-am putut dărui atât afecțiune cât ar fi avut nevoie de la mine. Deci în ultima vreme eram atât de ocupată din cauza revistei, încât deși locuiam în aceeași casă amândouă, nu aveam timp să fiu afectoasă cu mama. Tocmai, că știu că revista o faceți acasă. Deci treceam prin camera ei, mă ruga, mai stai puțin cu mine, hai să mai vorbim, hai mai stai puțin. O sărutam, o strângeam în bar, spuneam, nu pot, trebuie să citesc, trebuie... Tot timpul era ceva de făcut în afară de mama. Și chiar era. Și vreau să spun că am această, nu știu, neîmpăcată sunt cu asta. Știți că bătrânii n-au nevoie nici de bani, nici de daruri. Ei au nevoie de afecțiunea noastră. Deci asta a fost Brașov, a fost una dintre perioadele foarte grele ale vieții mele și ale vieții noastre, pe care, în fel, l-am depășit, cred, dobândind ceva uriaș și iubirea asta, dragostea asta pe care am învățat să o manifest deschis. Este foarte important. Atâția oameni mă uit în jurul meu, nu știu să tem să-și manifeste sentimentele. Trebuie să spunem cuiva că îl iubește cu adevărat, să tem să atingă, să ocrotească, să facă bine cu mâinile, cu... Nu știu de ce se întâmplă. Este o alienare groasnică din cauza că nu mai putem comunica între noi. Asta am învățat atunci, în anii aia. Adică, să exteriorizați. Da. Reacția noastră la viață a fost tocmai de plusare, de sfidare, într-un fel, nu? De fapt, totdeauna am văzut că, dacă n-ați sfidat, ați ignorat prejudecățile epocii. Absolut. Am branșat pe personajul mamei, dar da. Tata există și el. L-am adorat și pe tata. Deci mama era foarte riguroasă, foarte atentă la disciplină, cărțile sub braț. Deci, dacă avem ceva bun din punct de vedere al educației, mic burgheze, atunci de la mama am primit asta. Tata era nebunul nostru, era frumosul nebun, da, al familiei, care ne rupea de acolo, pleca pe munte cu noi. De la 5 ani mergeam pe munte cu rucsacurile pline cu cărămizi, ca să ne facem antrenamentele pentru viitoarele noastre ascensiuni montane. Arăta și foarte bine. Erau niște părinți foarte frumoși. Tata era și el un bărbat seducător, plin de... Cu el seamănă foarte mult la fire. Cu el seamănă. N-am nimic din firea mamei. Sunteți da, total, o artistă. Da, absolut. Dar sora seamănă? Cu mama. Cu mama. Mult mai riguroasă, mult mai severă decât mine, mult mai interiorizată, mult mai echilibrată. Este exact antipodul meu. Deci tata fiind directorul ziarului, mama lucrând și ea cu ziarul? Tata. Tribuna. Tribuna. A fost un mare cotidian Ardelean, Tribuna. Deci el fiind... Ce tiraj avea? 200.000 de exemplare atât pe de zi, ceea ce pe vremea era enorm. Asta era în 44-45. Și tata era... Tata era directorul ziarului. Dar proprietarul cine tot era? Tot tata era. Deci tata a cumpărat ziarul după aceea. A fost al lui ziarul. Și tipografia a fost al lui. Și mașinile. O tipografie fabuloasă asta din Germania. Și un depozit de hârtie plin, care au fost toate luate. În tipografie v-a dus vreodată? Tot timpul mergeam acolo, mai ales iarna.
Și vreau să spun că asta mi-a intrat în sânge și în suflet și în amintire, mirosul ăla de cerneală din tipografie. Care azi nu mai există. Care nu mai există. Azi există miros de computer. Absolut. Linotipurile vechi acolo, gălăgia aia, forfota tipografiei. Și de acolo mi-a rămas toată, am fost impregnată de atmosfera asta de redacție. Redactori care veneau, plecau la noi acasă, erau mese întinse, toate sărbătorile se făceau cu redacția. Deci am trăit în plină atmosferă de presă. Așa, casa asta cu Crăciunurile astea fabuloase, ați mai văzut-o vreodată? Din când în când, în ultimul timp, pentru că s-a construit foarte mult în Jurești și nu mai se poate recunoaște. Era o grădină uriașă, era o terasă superbă, sufragerie nemaipomenită, era piano care trăni. Asta vă spun că una din nebunile tati, drăguțul de el, în ghilimele, a spus, a fost că noi trebuie să devenim niște mari pianiști între noi. Era rău. Surorile pop. Talent de niciun fel, dar am făcut aproape 10 ani de pian cu un chin îngrozitor. Sigur că și acest chin, că e altă bari, altă obstacol al vieții, pentru că nu să ne jucăm în curte, nu să ne jucăm cu copii în curte care urlau pe la ferestre, noi stăteam și cântam, făceam exerciții toată ziua la pian. Modelul în gazetărie al tatei care era? Era presa ardeleană, tata venise de la Cluj, presa ardeleană are o tradiție fabuloasă, Agribicean a fost un mare constructor de ziare, era presa obiectivă, presa în care trebuia să vii, cum fac nemții astăzi, fapte, deci erai obligat să-ți argumentezi ceea ce scrii cu fapte și era în susținerea patriotică. Nu se putea, deci tot ce se scria în Ardeal se scria cu sânge în ghilimele, cu lacrimi, pentru că nu uitați că era Ardeal ocupat. Deci ei au fost o generație care a trăit în această suferință groaznică a țării tale ocupate. Și tot ei numai pentru asta au trăit și pentru asta au scris. Ați reușit băiatului să-i transmiteți măcar 1% din... Credeți că băiatul dumneavoastră, din fervoarea asta, nu. Dar credeți că băiatul, de pildă, generația lor, pot înțelege ce înseamnă Ardealul ocupat? Nu. A fost o perioadă dramatică pentru Transilvania. De aceea și problemele care se pun acum legate de Ardeal nu sunt percepute pentru că cei care le citesc nu le înțeleg. E altceva decât ar putea înțelege ei. Să ne întoarcem la tema noastră, nu te lăsa niciodată. S-a mai întâmplat încă ceva iarăși foarte năstrușnic atunci, în perioada aia. Pur și simplu, într-o bună zi, am făcut o cerere către inspectoratul de învățământ, sunt multe întâmplări din astea foarte bizare în viața mea, și am cerut să fiu transferată cu sora mea la școala germană. Ce mi-a venit mie să mă mut de la școala românească la școala germană? De ce am simțit eu nevoia să facem acest pas care a fost definitoriu pentru educația noastră ulterioară? Nu știu. Poate părinții au hotărât. Nu, părinții mei erau la închisoare și ei ne trimiteau cărți poștale și acum am cărțile poștale adunate acasă, în care tot ce puteau să scrie este trimiteți un kilogram zahăr, un kilogram făină. Și tata, care tot timpul spunea, rugați-o pe doamna Lin, profesoara de pian, să nu întrerupă lecțiile, le voi plăti după eliberare. Grija lui. Și doamna Lin venea și neplătită. Da, venea. Țara ardea. Da. Și doamna Lin venea să-și țină orele. Obsesia ta legată de formația noastră muzicală, de faptul că ar trebui să devenim niște pianiste, a continuat într-un mod bizar de-a dreptul, mai târziu, prin 1952, așa, 50, cred, când părinții mei au fost evacuați, deci când o parte a populației din Brașov a fost obligată să plece în lagăr. Și atunci... În ce lagăr? În lagărul de la Dumbrăveni. Deci este o localitate între Sighișoara și între Media și unde au plecat mai ales nemții foarte bogați din Brașov. Au fost evacuați? Era un fel de domiciliu forțat? Obligatoriu, nu puteai să ieși de acolo niciun kilometru. Deci era un lagăr, nu păzit, nu se putea ieși de acolo. Și am fost și noi, bineînțeles, sora mea și cu mine. Și când am plecat din Brașov, deci în loc să luăm cu noi alimente, cât erau permise în sută aia de kilograme, tata a luat pianul, deci noi am plecat în lagăr. Și ați încărcat pianul în centru, da. În camion sau în tren? În tren, într-un vagon de marfă. Iar deplasarea până acolo este o altă poveste halucinantă, vă spun, halucinantă. Halucinantă, deci în trenul acela de marfă, care era un vagon fără pereți, era un vagon descoperit, tata și mama stăteau amândoi într-un fotoliu, tata a ținut pe mama în brațe, deci erau într-un fotoliu, distruși pentru ei se termina viața, știind ce urmează, iar noi două cântând la pian, la patru mâini, Marșul Măgarilor, celebru marș al măgarilor, pe care îl cântam într-o frenezie nebună. Erați fericite, pentru noi începea libertatea. Da. Și ați coborât cu pianul în gara din Dumbrăveni. După care a început căutarea unei locuințe în Dumbrăveni și am găsit până la urmă tata. Au găsit o magazie de lemne în curtea unei foste contese, Don Schinenia, așa o chema, o bătrână foarte cum se cade, care ne-a dat voie să ne instalăm în două camere, deci în fosta bucătărie de vară a ei și într-o magazie de lemne, pe care mama, cu gustul ei nemaipomenit și cu disciplina de care v-am povestit, a făcut-o într-adevăr o casă de locuit. Tata, și în Dumbrăveni nu era școală germană, nu? Nu era școală germană, în Dumbrăveni era școala
tehnică agricolă. Astea au fost marile mele studii. Deci după ce am plecat de la liceu german din Brașov, am mers la școala tehnică agricolă. Sora mea nu mai era, deci sora mea plecase la Sighișoara, la rudele mele, aveam un unchi doctor în Sighișoara și au luat-o pe ea, eram sub pai. Deci putea să stea acolo, ne-am împărțit ca să fie mai ușor. Tata a fugit pentru că s-a redeschis dosarul procesului lui și a plecat. A fugit? A fugit pur și simplu. A spus de ce? Cum și-a justificat gestul? N-a putut să mai suporte închisoarea. Deci pentru el în închisoare a fost groaznic și n-a putut să mai suporte. Și a plecat și am rămas, deci el a plecat. Deci tata și-a luat lumea în cap. Și-a luat lumea în cap, a devenit, când a plecat, și-a schimbat spus identitatea, pleacă? Și-a schimbat numele, buletinul, tot. A plecat. Nu ne-a spus nimic și n-am mai știut despre el aproape nimic foarte multă vreme. Și mama cum a perceput plecarea tatălui? Păi, familia chiar s-a rupt, deci părinții mei s-au despărțit până la urmă, iar despărțirea lor, având în amintire iubirea de care vorbeam, deci universul acela absolut extraordinar în care am crescut și înainte de intrarea la pușcăria lor și după aceea, fiind niște oameni foarte afectuoși, s-a rupt. Asta a fost suferința reală a vieții mele, pe care vreau să vă spun că și astăzi încă o resimt. Adică a fost o suferință. Și astăzi, când părinții nu mai sunt... Au murit amândoi, vreau să vă spun că a fost pentru noi, pentru sora mea și pentru mine, a fost aproape ca un blestem. A fost groaznic. Groaznic, să nu poți să fii cu ei la un loc, tot timpul să-ți fie dor de unul și celălalt, să fie cealaltă. A fost cumplit. Deci când tata a plecat, mama zugrăvea cocina de porci în care stăteam și pe care au făcut să ia un mic apartament la țară. Și ții minte cum era pe o scară, dădea cu bidineaua pe perețea de lut, așa, și hohotea așa închis ca să nu aud eu, pentru că sora mea deja plecase. Adică o suferință groaznică, groaznică. După ce tata a plecat de la Dumbrăveni, mama cum mama a devenit muncitoare la fier beton. Deci pe marginea Târnavei, acest orașel Dumbrăveni, pe marginea Târnavei, era o crescătorie de porci care răspândea un miros pestilențial, inimaginabil cum poate să miroase crescătoria de porci, și o topitorie de câine pe care dubla mirosul de la... Deci era ceva înfiorător, ca miros, în primul tot rând. Dumbrăveniu? Tot Dumbrăveniu. Era ceva groaznic. Iar lângă crescătoria de porci era un șantier unde se făceau, se montau saltele din fier pentru ulterioarele turnări de beton. Și mama, drăguța de ea, frumusețea ei și fragilitatea ei, îmbrăcată în salopeta ei, curată din două zile, o spăla, legată la cap cu basmaua, toată ziua lucrând cu cleștile în mâinile ei, făcând saltelele astea de beton. Și lucra și depășea norma. Cred că de la ea am râvna asta, pe care tata n-a avut-o. Deci hărnicia asta și râvna asta a muncii de la mama, cred că am moștenit-o. Dacă încep ceva, să nu lași niciodată din mână. Deci până nu duci la capă, să nu lași. Deci mama, deși după aceea s-a ologit, s-a îmbolnăvit îngrozitor. Deci a luptat și a muncit și a câștigat 3 lei pe zi. 2 ani de zile am mâncat în fiecare zi iarna macaroane fierte cu untură. Va. Da, vreau să spun că astea nu sunt amintiri. Iată că sunt un om puternic, Dumnezeu m-a ajutat, da. Am depășit lucrurile astea. Toate astea m-au îmbogățit în loc să mă termin. Poate că alt copil, mai fragil decât mine, ar fi cu clacat. Altă fire, ar fi clacat. Pentru mine, atunci a început marele mister al vieții mele, acolo la Dumbrăveni, fiindcă acolo am descoperit dintr-o dată că sunt un om deosebit. Ei. Mi-am dat seama, nu deosebit, altfel decât ceilalți. Da, un om special, un om altfel. O ciudățenie, da. Un om care merge, da. Poate puțin deasupra vieții. Fie vorba între noi, am văzut niște fotografii și ca frumusețe. Da. Aveați un aer de suedeză. Da, aveați un aer... Da, de nordică. De nordică. Da, pentru că părinții mei fiind din nord, toate neamurile din nord, o cred că mai degrabă expresivă decât frumoasă, știți? Ce nu cred că am fost frumoasă? Foarte expresivă, deci cu sufletul Bun, pe față. Și ați terminat școala frumos, agricolă? Nu, am făcut doar 2 ani, după care am fugit. Deci asta a fost o nebunie întreagă. S-a ridicat ordinul de evacuare după 2 ani și mie nu mi s-a ridicat. Deci mamei da și mie nu. Și am rămas singur acolo, în internatul ăla înfiorător, care era într-un fost castel unguresc, cu niște ziduri de 3 metri înălțime. Unde, la școala agricolă. La școala agricolă. Și unde știam că singura mea șansă ca să reintru în normalitate era să vin la Brașov să prind un examen de diferență pentru liceu. Și cum nu mă chema nimeni la poliție să-mi spună că pot să plec, între timp primisem și buletin, am fugit de la internat noaptea. Unde se fuge noaptea de la internat? Am escaladat zidurile de 2 metri ale că eram făcut să-mi spor și am putut, în cămașă de noapte și cu un trenci deasupra. M-am luat la gară. Fără rucsac? Fără nimic, fără niciun ban. Și în tenis. Și m-am luat la gară drept la conductor, de la controlorul trenului. Și am spus, cred că cu... Nu știu cum mi-ai fi spus, că omul a rămas... Mască, spune. Da. Am spus, mă numesc Sânziana Popi, am spus, aveam... Și trebuie neapărat să ajung cu acest tren la Brașov ca să pot să dau... I-am spus adevărul.
dacă nu pot intru la liceu, viața mea e terminată. Și așa am ajuns eu cu trenul al disperării la Brașov. Am dat diferența pe care am luat-o. La Brașov, unde v-ați dus la bunica? Înapoi, nu la bunica. Bunica săraca între timp plecase în Maramureș, unde mama se întorsese înaintea mea. Deci mama a mers mai repede decât mine la Brașov. Și unde locuiam îngrozitor, la unchiul meu, fratele mai mic al mamei, 7 inși într-o singură cameră. După casa noastră fabuloasă, cu pian, cu covoare, persane, cu tablouri, cu flori, cu bazin în curte, cu ceva de vis, de vis, de vis, am ajuns în casa scumpei mele mătuși, pe care o magiez, dacă îmi permiteți, în emisiune, care mai trăiește, încă e oarbă total la Brașov. Câți ani are? Sofia Lupan, 87-88 de ani, de care sunt foarte legată și care, vă dați seama, ce mărinimie să primească o femeie cu 2 copii împreună cu soțul și cu fetiță. Deci erați 7 inși într-o cameră. Într-o cameră. Acolo am stat până am terminat liceul din Brașov. Mama s-a mai recăsătorit vreodată? Nu, niciodată. Mama a fost un model de moralitate. Și... Dar tata s-a mai recăsătorit? Da, s-a recăsătorit, a avut un mariaj foarte bun. Ați asistat vreodată la reîntâlnirea ale părinților? Noi am făcut tot ce am putut cu sora mea ca să mai avem măcar 1 sau 2 Crăciunuri cu ei împreună. Și au fost Crăciunuri normale. Cu o jenă. De partea noastră, de partea lui, dar oricum Crăciunuri normale. I-ați avut pe amândoi. I-am avut pe amândoi, da. V-a povestit vreodată tata cum și-a petrecut toți anii? Nu l-am întrebat niciodată. Ei, nu. Curiozitatea gazetărească elementară. Atât de mult am urât partea aceea vieții lui, încât niciodată l-am întrebat nimic. Știu că a fost muncitor pe diferite șantiere, a migrat de colo-colo. Dar el nu v-a povestit niciodată nimic? Dar niciodată n-am considerat că a fost pentru el o dramă. Fuga asta. Dar ce ați considerat că a fost? Un fel mai ușor de a lua viața. Deci am considerat că face parte din partea de artist a firii lui, pentru că tata a avut o fire de artist. Deci din partea ușor superficială a firii lui, pe care și eu am moștenit-o. Deci în firea mea sunt tot felul de perioade destul de superficiale, destul de flu așa, destul de zburătoare. Da? Dar tema noastră nu sunt perioadele ci perioadele în care ați învins obstacole. Da, obstacolul Brașov, obstacolul Dumbrăveni. Și am ajuns și la obstacolul București. Deci cel mai mare obstacol în drumul acesta al succesului, de care nu am văzut că e succes, sunt eu. Pentru că firea mea este complet diferită de ceea ce fac. Da, dar nu se vede. Nu se vede. Deci ca să pot să-mi țin eu culoarul ăsta așa luminos, de care am mare nevoie, ca să pot să depășesc lucrurile astea și propriile mele inerții, propriile mele slăbiciuni, stările de melancolie, sunt foarte melancolică. Și, deci am de luptat, chiar și eu sunt propria mea capcană, deci am foarte mult de luptat cu mine, deci ca să pot să fiu în stare de funcționare. Dar melancolia nu se vede. Nu, pentru că nu arăt. Dar ca să fiu în stare de funcționare pentru formula asta, care are nevoie mereu de o emisie optimistă, deci am mult de luptat. Și atunci obturez auzul, deci aud numai ce vreau eu. De multe ori mă suspectez și îmi dau seama că vorbim cu cineva, eu nu aud ce spune. Deci gândurile mele își continuă emisia lor și auziți numai ce vreți și vedeți numai jumătatea plină. Aha. Dacă ar fi fost să vă urmați natura secretă, ați fi fost cum? Aș fi scris literatură, nici vorbă de presă. Aș fi scris cărți, marele regret al vieții mele. Ați și scris cărți înainte de 89. Femeile nu, pentru o femeie maturitatea înseamnă 50 de ani, nu. Ce au fost acolo sunt exclamații metaforice. Pregătitoare. Deci pregătitoare, da. Spre... Acum trebuia, da. Bun, și la București, în studenție? Studenția a fost sublimă și în același timp oribilă. Sublimă în sensul că am avut niște profesori de excepție, deci am avut profesori pe Vianu, l-am prins pe Călinescu, în trecere, l-am avut pe profesorul Rosetti, pe profesorul Coteanu, pe Alexandru Niculescu, profesor absolut excepție, Matilda Caragiu, iar partea groaznică a fost că tatăl meu, fiind în continuare fugit, da? În continuare urmărit de securitate, în continuare hărțuit, la cadre dosarul meu era știut, se știa, deci teroarea a fost că în fiecare săptămână, în holul mare de la filologie, apărea o lozincă pe care scria Sânziana Pop la cadre. Deci... Vă spun, am avut colegi care s-au sinucis în fiecare săptămână, da, unde mă chemau și pur și simplu mă terorizau. Ticăloasă, tatăl criminal de război, niște lucruri cumplite, minciuni îngrozitoare, că o să te terferim, că ștergem cu tine podere. Ceva groaznic, eram o copilă, puteam să mă termine. Asta a fost, într-adevăr, un obstacol foarte greu. Timp de 4 ani de zile, da. Și cum de nu v-au dat afară? Păi m-au dat, dar m-a salvat profesorul Rosetti. Deci eram atât de bună, deci eram de
Eram, nu că aveam nota 10, deci vreau doar să vă spun... Dar aveați nota 10. Nu mai nota 10. Vreau să spun că n-am învățat niciodată cu o sârdie, nici cu chin, mi-a plăcut. Deci principiul vieții mele este să fac ce îmi place. Deci nu te lăsa niciodată, ar putea avea o continuare și fă doar ce-ți place. Și când au vrut să vă dea afară, profesorul Rosetti, cum a reușit să vă salveze? S-a dus în audiență la partid și a spus că nu se poate, că sunt o studentă eminentă. Așa. Și-a pus în joc pur și simplu cariera profesorală. Când vă chemau o dată pe săptămână acolo, e cum reușați să vă... Eu spuneam că nu știu, cuvântul meu era nu știu. Unde e ticăloasă-o taică tu? Nu știu. Ceea ce chiar era adevărat. Nu știam, criminal de război, a făcut așa, nu știu. Habar, nici chiar nu știam. Chiar nu știam. Nici fău că n-a fost criminal de război niciodată. Nu știu. Astea erau... Tata a făcut politică? Niciun fel de politică. Tata a fost un bun ziarist ardelean, care a avut neșansa să trăiască în plin comunism, în plină epocă stalinistă. Și când adeziunea lui patriotică foarte puternică și militantismul lor pentru reintegrarea Ardealului a fost transformat în atitudine politică și au fost numai, au fost băgați, au umplut pușcările cu ei. Și deci la întâlnirile astea din facultate a ținut-o cu nu știu, da? Le-ați trecut cu nu știu în brațe? Tot timpul. Nu știu, nu știu. Și nu știu umilită ce-am. V-ați simțit vreodată? Sau nu. Ați reușit să nu vă simțiți umilită? Asta iarăși ar fi nu un umilită, secret. Umilită, dar cu frică. Deci am rămas multă vreme cu frica groasnică de comuniști și de securitate. Pentru că încă din Brașov, deci înainte ca tata să fie arestat, și după ce a fost arestat, veneau la noi acasă și făceau percheziții. Deci veneau noaptea și spărgeau ușa, pur și simplu. Noi eram cu bunica, doar noi două și cu bunica. Intrau înăuntru cu pistoale, era ceva îngrozitor. Intrau în cămară, căutau peste tot, ne puneau cu mâinile în cămăși de noapte pe perete și căutau prin casă. Da. Da, groaznic. Toate astea le-am uitat. Nu e extraordinar că le-am uitat? Nu le-ați uitat. Iată că nu le-ați uitat. Și erau multe fete cu aceleași biografii. Deci au fost ani de care lumea nu știe. Ăștia trebuie reactivați. Anii stalinismului în care au... copiii din perioada au fost pur și simplu maltratați. Am avut, s-au sinucis două colegi de ale noastre. Două sârboaice. De ce le din cauza, da, da, atât de mult le-au terorizat. Săraca una din ele nu declarase că bunica i-a fost omoară. Omoară. Până n-a declarat că a avut moara, a spus, nu declari, ești dat afară. Așa de mult au strâns-o, s-a spânzurat la cămin. Făceau din asta un spectacol de inchiziție. Veneau câte 4-5, te judecau un public la sala Floreasca, umpleau sala cu tot felul de muncitori care urlau tot timpul, jos, criminalii de război, jos. Și când v-ați eliberat de frică? În ce deceniu? Anii 66-70, până când Ceaușescu și-a schimbat direcția politică, au fost niște ani pentru noi extraordinari. Când spun noi, spun generația asta, pe mine mă exclud când spun lucrurile astea. Este generația lui Nichita, generația lui Marin Sorescu, eu, Gheorghe, Alexandru, generația Blandiani, Gabriel, generația marilor poeți de după 44 a fost atunci. Nu e perioada când erați îndrăgostită de Danuțu sau invers, Danuțu de dumneavoastră. În cinematografie. Acum a trebuit să fie de față și el ca să putem spune. Nu, el e departe, el a ales libertatea. Da, era 70, într-adevăr, eram în perioada, da, o parte din perioada atunci a fost, da. Copilul teribil al literelor românești dumneavoastră, da, s-a îndrăgostit de filmului. Tânărul furios al filmului românesc. A fost o chestie reciprocă foarte puternică și de neoprit, adică de neoprit. A fost superb. A fost o poveste foarte frumoasă de dragoste. Le doresc tuturor fetelor și femeilor. Dar Danuțu, cel din viață, semăna cu personajul contorsionat, taciturn, imposibil din cinema. Total. De asta s-a și terminat. Adică totul. Până și în plin realism socialist, Danuțu avea ceva de personaj era imposibil. Era fanatic. Avea un fanatism al existenței teribil. Și care cum se răsfrângea asupra dumneavoastră? Se răsfrângea foarte restrictiv sub raport profesional. Deci... Profesional vorbind, de ce era nefastă povestea asta? Deci el considera că iubirea este un lucru magic și care nu are voie să fie concurat de nimic. Și nici greșa. De profesiune. Și considera că zilele în care eu scriam reportaj sau așa, era o trădare a iubirii. Vreau să vă spun că avea o intuiție de geniu. Pentru că, într-adevăr, luxul de a face literatură, deci de a scrie, este într-adevăr o mare concurență la o mare iubire. Deci îți dă Nu merg împreună. Nu. Îți dă o independență totală. Deci literatura, și nu numai literatura, și meseria de televiziune sunt salvatoare pentru orice om. În clipa în care faci o meserie cu credință și care te angajează și ceva cu adevărat creativ, v-a inhibat creatorul? M-am făcut doar să încolțească gândul că trebuie să mă desprind, ceea ce am și făcut. M-am desprins. Ușor? Nu, groaznic.
foarte greu. Am văzut, într-adevăr, pragul de sus a ceea ce poate să însemne o poveste de dragoste. Era un om cu totul și cu totul special. Din toată inima regret că n-a putut să facă mai departe o carieră de cinema. Era unul din mari neliniștiți. Era în genul Johnny Depp. Pe Dan Nuțu să-l încadrăm tot la obstacole? Nu, la superbele paranteze ale vieții. O, la un moment dat nu riscați să transformați viața însăși într-o superbă paranteză? A, da. Eu și spun lucrul ăsta, că prima jumătate conștientă și creativă a vieții mele a fost trăită sub imperiul senzorialului, ca să vă ajut. Absolut, al impulsurilor, deci sub bucuria vieții. Deci mi-a plăcut foarte mult să trăiesc, pur și simplu, să mă bucur de ceea ce mi-a dorit viața și din cauza asta... Ca o superbă paranteză în care scrisul avea loc? În care scrisul avea loc... Nu cum ar fi trebuit să aibă, dar avea loc în care scrisul se încărca de această solaritate și asta a și fost ceea ce m-a distins, cât m-a distins probabil prin de ceilalți scritori, solaritatea și energia scrisului. Toate dar între mult... solaritatea trăită în scris și solaritatea trăită într-o superbă paranteză, ați ales? N-am dat deoparte scrisul, dar scrisul nu era lucrul cel mai important din viață. Rău. Cel mai important era să trăiesc. N-a fost un sacrificiu, trăiesc și nu mai scriu. Deci am trăit pe prim plan, a fost viața, pur și simplu... plecat în natură, totul, adică pur și simplu a o îmbibare de existență pe care nu o regăt absolut deloc. Iar literatura era un reflex al acestui fel de a trăi, un reflex cu luminile lui așa, dar de planul 2. E când s-a produs totuși momentul de ruptură? Când am născut băiatul. Deci maternitatea m-a deja târziu, până la 30, maternitatea, da. Care v-a schimbat, toată lumea a avut surpriza că Sunziana Pop s-a măritat cu un fotbalist, celebru, da. În epocă. În vremea era jucător de fotbal la echipa Dinamo București, deci spun întâi că îl cheamă Florin Chiaran, deci pentru generația lui. Dar și pentru acum, pentru că el, deci bunul lui renume s-a perpetuat și a fost mai departe și este antrenor, a fost la Dinamo, a fost la... Ce era în echipa, deci, Dinamo? El era fundaș lateral dreapta, era un strălucit fundaș lateral dreapta și a fost o întâlnire fulgerătoare. Mi-am seama imediat că este omul de care am nevoie. Liniștit, echilibrat. Și de atunci v-ați dus la toate meciurile. Absolut toate meciurile. Și niciodată n-am crezut că pot să fiu atât de mândră și de fericită pe gloria altcuiva. Deci eu știam că gloria... Deci fericirea vine din multă muncă, munca mea personală și de... Dar ca să fii nevasta unui mare jucător, să ridica lumea în picioare, mergeam în tribună, el era atunci capitanul echipei naționale de fotbal. Și când mă duceam la câte un meci, erau 100.000 de oameni, era stadionul plin. Se ridicau tribuna în picioare și mă aplaudau pentru că eram soția lui Florin Chiaran. Altfel și cumnatul meu, Radu Demian, bărbatul sorei mele, care este un distins inginer de profesie, este fost mare, uriaș, gigantic jucător de rugby. Deci poți să fii și interior, să faci și sport. Radu a jucat în Franța ani de zile, a fost un mare rugbyist, un băiat absolut superb. Așa că atunci când familia se întâlnește... Suntem într-o familie de filologii și sportivi. Da. Două surori filologe și doi sportivi, da. Iar lumea știu că a fost șocată. Scriitoare și un fotbalist era într-adevăr o împerechere imposibilă. Mai plină de pitoresc. Da. Eu am făcut sport de performanță. Ce sport de performanță? Am făcut gimnastică, am făcut schi, am făcut basket, am jucat basket până treziu, anul ultim de facultate. Deci sportul îți dă un echilibru, îți dă o îngăduință pentru celălalt, pentru iertare, pentru înțelegere, pentru încredere. E o lume cu totul specială. Care iertare, înțelegere și încredere. Și încredere. Da. Iată cele trei căi pe care merge și formula asta. Încredere împrinzător. Să ai încredere că cel de lângă tine tinde la tine mâna ca să te prinde dacă se întâmplă ceva rău. Asta este încredere împrinzător. Într-un moment de sărăcie în România, într-un moment în care presa nu înseamnă a câștiga bani, totuși, dumneavoastră ați reușit să faceți din presă și o afacere profitabilă. E și o performanță economică este, aici. Este, da. Adevăr, așa este. Deci, revista are un profit bun, având în vedere că tirajul este cum este. E vorba nu atât de o revistă și de ceea ce conține ea, ci și de faptul că e vorba aici de un mecanism de presă pe care dumneavoastră, luându-l de la zero, ați reușit să-l puneți pe picioare. Am izbutit să articulăm, deci împreună cu colegii noștri, o formulă de presă credibilă, de care oamenii aveau nevoie, în care cred, da. Și care ajută să trăiască și pe ei și pe noi. Da, dar restul sunt amănunte. De pildă, acest amănunt fără de care o revistă nu poate trăi și care se cheamă difuzare. Da, mi-am dat seama. Cum ați reușit să-l rezolvați? Cum? Luându-o asupra noastră. Mi-am dat seama că nu putem să contăm pe unii și pe alții care ne furau ziarele. Și atunci ne-am organizat propria noastră difuzare. Deci nu în teren, ci de aducere din teren a banilor și returul nu aveam aproape deloc returul. Deci avem 10 mașini, 10 oameni care pleacă săptămânal. În toată
țara. Da. Și pot 10 mașini să acopere teritoriul unei țări? Difuzăm și prin alte firme, dar avem și propria noastră difuzare, pe care eu o țin mai mult pentru că odată cu ei mie îmi vin știrile din teritoriu. Deci ei sunt și un fel de controlori de vânzare a revistei Formula. Noi aflăm de la cei care ne vând ce copertă a plăcut, ce copertă n-a plăcut, dacă ziarul merge bine. În ce zona țării merge cel mai bine ziarul? În Moldova. În Moldova? Da. Și cel mai moldovenii rău, sunt nu-mi cei spuneți. Mai buni în sud, pentru că sunt cei mai săraci. Ca să încheiem capitolul prozaic al difuzării, unde ați găsit cei 10 oameni de încredere ca să-i trimiteți cu mașinile în țară? Unul s-a adus. Deci eu merg foarte tare pe recomandarea de la om la om. Deci un difuzor bun mi-a adus un prieten de-al lui la fel de serios ca și el, care a venit cu altul. Suntem, Formula și o mare familie, să știți. Deci, în afară de sora și băiatul meu, care sunt ai mei și sunt în redacție, deci doi piloni foarte importanți, structura veche a redacției este compusă din foști colegi scriitori, cărora le știam calitatea scriturii și tot. Și după aceea un nou val, ultimul val, abia acum mi-am putut permite, într-adevăr, să-mi iau niște mari reporteri, tineri și pe care i-ați ales după flerul dumneavoastră. Nu, și după calitatea scriturilor foarte bună. Deci cred că am cei mai buni reporteri din România în momentul de față. Sunt mândră de asta. I-am ales, i-am adus și plătesc cum trebuie. Deci în timp ce alte ziare plătesc prost, la alte ziare se dau salarii mizerabile. Asta nu e din cauza profitului, ci din cauza calității patronale. Deci da, patronii celorlalte. Absolut. Eu îmi respect colegii de redacție și sunt fericită că pot să-i recompensez și le doresc din toată inima să le dublez recompensele. Deci nu există plafoană la noi. Deci cine atinge excepția sub raportul calității scrisului este plătit foarte bine. Fiind vorba de o revistă, în ghilimele, de familie, da. Nu simțiți uneori că dumneavoastră, bun, sunteți sufletul revistei, dar nu credeți că poate adevăratul profesionalism în materie de gazetărie ar fi, chiar dacă ați pleca o săptămână, două, trei, revista să meargă înainte, exact, da. Așa? Către asta tind, în mare măsură m-am dobândit pe multe pagini autonomia, pe reportaj, dar ceea ce nu pot să transfer... Că acum controlați tot, de la A la Z, nu? Ce nu pot să transfer este tonul. Tonul. Da. Exact de la început. Formula AS este cartea mea nescrisă. Deci sunt cărțile mele nescrise, au devenit formula asta. Deci relația mea cu cititorul nu este o relație de presă, ci o relație de literatură. Și nu numai o relație de literatură, pentru că revista e dublată și de o fundație umanitară. Cred că dacă am făcut ceva bine pe lumea asta, este că am dezvoltat această latură de ajutor prin revista Formula AS, care mie îmi face foarte bine. Deci fac parte dintre oamenii fericiți pe care Dumnezeu i-a făcut să fie darnici de la sine. Deci eu, nu faceți un efort. Nu fac un efort să fiu darnică. Mult mai mult trebuie să fie apreciați cei care fac un efort să dea o bucată de pâine decât cei care dau bucata de pâine, pentru că așa este firea lor. Și atunci asta este o mare bucurie a vieții mele, că pot să ajut. Sunt foarte fericită când văd câte mănăstiri s-au făcut cu ajutorul nostru, câte biserii s-au făcut, câți oameni au putut să treacă peste momente dramatice ale vieților. Dacă fiecare om ar face puțin bine, puțin, s-a schimbat lumea. În primul rând că îți dă o stare de spirit extraordinară, că ești împăcat cu Dumnezeu, pentru că știi că este lucrul cel mai important, să faci bine. În al doilea rând, s-ar mai stinge puțin suferința asta groasnică din jurul nostru. Asta am văzut că asta este obsesia revistei. Atenuarea facerea suferinței. Da. Și în sensul ăsta, spuneți-mi, dumneavoastră, care în revistă ați cultivat filonul ăsta al speranței nelimitate, minune ați văzut vreodată? Eu cred că toate lucrurile pe care vi le-am spus din viața mea au fost ele însele niște minuni. Toate aceste etape cumplite pe care am putut să le depășesc, fără să vă lăsați niciodată. Fără să mă las niciodată, fără să mă îmbolnăvesc, fără să fug, fără să mint, fără să fac o ticăloșie, au fost minuni. Chiar și formula, deci revista asta n-a avut nicio șansă. În primii 3 ani de zile o târam pe nisip, pur și simplu. Făcusem social, politică, aveam niște oameni pe care nu-i cunoșteam, nu puteam să-i coordonez. Dădeam bani de acasă ca să pot să plătesc lefurile. A fost un coșmar, nu știam ce să fac, cum să scap de ea. Și tot, atâta putere am avut în mine, atâta determinare. S-a întâmplat că într-o bună zi mi-am dat seama că ceea ce fac nu place, că nici mie nu-mi place ceea ce fac și că a trebuit să fac ceva care să le fie de folos în primul rând oamenilor. Și ați făcut revista pe care dumneavoastră v-ar fi plăcut să o citiți? Da. Mi-am dat seama că, la fel ca și mine, cititorii și publicul consumator de mass media din România, din perioada asta de tranziție, are nevoie să fie încurajat. Deci este un public speriat
de lipsa orizontului material mai ales, și care are nevoie să fie dus spre ziua de mâine cu blândețe, încurajat. Deci eu cred că dacă ceva s-a comunicat, s-a comunicat în primul rând acest drag de cel care te citește, dorința să vezi că e mai bine, încercarea de a-i spune cuvinte care să le ajute să depășească disperarea în care s-a aflat. Făcând asta cu inteligență. Așa ați reușit să scoateți o revistă semifalimentară în primii 3 ani, să o scoateți din marasm și să o faceți o revistă de succes. Da. Revista cu cel mai mare tiraj din România. Da. Vreau să vă spun că și aici lucrurile sunt foarte complicate din cauza că având această audiență foarte mare și publicul este foarte diferit. Diversificat, foarte. Și ca informare culturală, și ca nivel de instrucție, și ca vârstă. Nici prea multă informație nu poți să dai. În afară de asta, comunicat să fie foarte accesibil. Noi avem foarte mulți abonați, de pildă, în sate. Avem mii și mii și mii de abonați țărani. Avem o falangă de susținere țărănească. Ne citesc pe rupte țăranii, în special în Ardeal și în Bucovina. Acești țărani trebuie să înțeleagă un interviu cu Liceanu sau cu Pleșu, nu? Deci dacă faci interviu, foarte greu. Cel mai greu. Foarte greu. Tonul ăsta americanesc, zic eu așa. Deci tonul deschis, oralitatea asta care... Și povestea. Povestea aduce tot. Adică oamenii a reușit să spui lucruri complicate într-un fel clar simplu. Și simplu. Bun. Rămăsesem la minuni. Minuni, o minune, un caz. Niciodată nu am spus nimănui lucrul ăsta. Înainte să nasc, deci eram la Mogoșaia. Eram în luna... Da, spre naștere, luna noua. Eram prietenă extraordinară cu doamna Lili Todoreanu, soția lui Ionel Todoreanu, scriitorului. O femeie magică. Ar merita o dată o emisiune întreagă numai ca să o evoc, să fac portretul. Extraordinară. Și noi citeam în perioada aia cărți cu OZN-uri, cărți, asta, ea m-a alimentat pe mine, avea de la Paris. Cu literatură. Da. Și în fiecare seară noi ne plimbam, făceam turul prin Mogoșoaia, seara pe la 7:30, când se lăsa seara peste parcul ăla formidabil, plin de flori, era o nebunie întreagă. Și mă plimbam cu ea și Lili îmi povestea cu tinerețile ei, cu moșiile moldovenești, cu niște povești halucinante, cu Sadoveanu, erau fusele prieteni foarte buni. Trăiam în lumea aia a trecutului care pe mine mă nebunește și pe care ea, o stimulându-o, ea mi-o descria extraordinar. Avea niște mâini superbe, cu brățări de argint, așa. Era o femeie absolut extraordinară. Și într-o seară îmi spune ea, sunt Ziana, dacă ne are și nouă acum pe cer o farfurie zburătoare, așa cum citim noi în cărți. Doamna Lisa, nu mai vorbesc, eu te s-ar nasc acum. Era și bărbatul meu cu noi, deci era în acel care era prezent și el. Îl invocați ca martor, ca martor, pentru că el era echilibrat? Absolut, martorul real. Noi putem punea două nebune, da? Două femei scriitoare nebune. Dumneavoastră ați spus-o. Da, da. În următorul moment, deasupra lacului Mogoșaia, a apărut un cerc de foc de dimensiune a mesei astea, roșu incandescent, absolut fabulos, care a început să plutească peste grădină. Lilia a început să țipe, sunt Ziana, sunt Ziana, uite, uite, vezi ce am spus noi. A trecut peste grădina, am rămas și de azi, vă spun, am rămas toți trei cu ochii pe... A trecut încolo, și la un moment dat, când a ajuns deasupra Morii Domnești, s-a spart în niște aripi mov, așa, și a dispărut, s-a bolit. Deci a dispărut. Bărbatul meu, bineînțeles, om rațional, a doua zi a dat telefon la Institutul Balii, peste tot, ce-a fost, ce-a fost. Până în ziua de astăzi nu am aflat răspunsul. În schimb, fiulețul meu s-a născut cu steaua respectivă pe picior. Deci semnul acela care m-a teribil m-a impresionat s-a născut pe piciorul lui. Extraordinar. Da. Și ea mi-a spus ce mie, poveste. Da, și ea mi-a spus mie este semnul pentru nașterea fiului tău, mi-a spus Lichită Dorean. Și întreb eu ca ardeleanu, ce credeți că a fost? Tainele, bine să rămână taine. În clipa în care încep să le explici și își pierd farmecul. Nu știu, efectiv, nu știu. Nu știu. În cartea de debut, Nu te lăsa niciodată, lucru pe care, iată, l-ați respectat, Cale de o viață, povestiți o scenă. Ziceți că erați cu mama într-o cameră și dumneavoastră v-ați dus la ușă fără să fi bătut nimeni și ați deschis ușa. N-a bătut nimeni și eu am deschis ușa. Ce e în fața ușii? N-aș vrea să vă dau un răspuns șocant. Deci în fața ușii, pentru mine, este Dumnezeu. Am descoperit târziu această latură a ființei mele, deci faptul că am atâta nevoie de credința în Dumnezeu și mai ales de rugăciune. Deci, în mare măsură, faptul că pot să înving mai departe, deci să nu mă las niciodată, vine de la o vreme încoace, când puterile noastre scad, când totul începe totul să se... Nu e cazul dumneavoastră. Nu e cazul deocamdată. Deci puterile nu scad fizic, nu asta contează. Contează când îți cade solaritatea, când îți cade motivația, determinarea, bucuria, încrederea că ceea ce face e bine, încrederea în ce...
atunci e mare pericol. Deci în clipa în care începi să nu mai te poți bucura cum te bucurai până atunci, atunci e mare pericol. Deci eu spun asta pentru mine și din toată inima aș dori ca să o înțeleagă și alții, cât de important este să-ți începi ziua, să-ți o termin cu gândul la Dumnezeu. Să te scolți pe asta zicând, Doamne Dumnezeu, le-ai mai trecut puntea nopții, m-a ajut să văd lumina, Doamne, îți mulțumesc pentru ziua pe care mi-o dăruiești. Să schimbă totul, absolut totul, deci dintr-o dată intri în ziua care începe cu altă dispoziție. Și vreau să vă spun că în timp, nu mă refer la rugăciunile din Biblie, din cărțile de rugăciuni, eu nu sunt o credincioasă tipică pentru rugăciunile tale personale pe care le spui Dumnezeu, cât se poate de simplu, pentru sănătate, pentru copilul tău, pentru munca ta, pentru pagina pe care, pentru mămăluța din geam care stă să moară și vrei să nu moară, pentru pasăra care are nevoie, pentru orice, te încarcă de atâta fericire, de atâta speranță, este extraordinar. Cred că este singura formă durabilă de fericire. Savanții americani au descoperit că în emisfera dreaptă, în cerebelul drept al omului, există un punct al lui Dumnezeu, o conexiune cu divinitatea. Atunci când l-au stimulat artificial cu șocuri electrice, toți cei care au trăit aceste șocuri electrice au făcut descrieri ale morților lor. S-au întâlnit cu părinții, cu copii, au descris raiul, sfinții. Absolut toți! Un experiment recent în America? Este o carte de mare succes. Asta este unul din marii medici ai Americii, care face parte din personalul american, cei mai celebri doctori americani. Punctul lui Dumnezeu. Și punctul când ați trecut prin etapele astea sinistre... Se cheamă Conexiunea Divină. O carte absolut fabuloasă. Bun, și când ați trecut în viață prin etapele astea mizere, cum să le spunem? Dați-mi un epitet pentru etapele astea. Eu le spun etape necesare. Oh. Zău! Bun. Când ați trecut prin etapele astea necesare, da, sinistre, atunci oamenii care nu semănau a oameni pe care cu care ați avut de-a face, la ei cum funcționa punctul ăsta lui Dumnezeu? Pur și simplu e mort, așa cum spune. Deci el nu este activat. El funcționa acum 10.000 de ani când oamenii nu erau atât de rațional, de tehnici ca acum, atât de aplicați. Deci există atâția concretă, oameni la care punctul ăsta, așa numitul punct al lui Dumnezeu, e neactivat. Da, cei majoritatea. Îl au activat cu adevărat credincioși, cei care se roagă cu intensitate. Deci călugării făcători de minuni, deci preoții făcători de minuni, eu cred foarte, cred, sunt convinsă de existența minunilor Dumnezeu. Și sunt convinsă, într-adevăr, că noi ignorăm o mare oportunitate, legătura asta cu transcendentul, cu divinitatea, care este dătătoare de forță și de speranță extraordinară și care te liniștește în legătură cu moartea și cu partea neplăcută. Ar fi grozav pentru noi toți dacă ne-am putea muta ușor deasupra existența, deasupra acestui real nenorocit și imbecil care ne mănâncă zilele. Să te desprinzi puțin de el, un centimetru măcar. Odată mi-a spus Marin Preda un lucru extraordinar. Eram disperată la Mogoșoaia, habar n-am din ce cauză, poate sentimentală, nu mai știu. Și mi-a spus bătrână Moromete, Doamnă Sânziana, dumneavoastră tot timpul priviți oamenii în ochi, mare prostie, ia ridicați puțin capul deasupra, e cerul plin de stele.